Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portele de Fermier. Suntem în localitatea Ulmu și stăm de vorbă cu domnul George Alexandru, fermier de aici. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Haideți să începem emisiunea noastră prin a le spune telespectatorilor cum a fost anul agricol 2019-2020 pentru fermierul Alexandru și apoi o să începem ușor-ușor să... Vorbim și despre locul ăsta în care ne aflăm, așa cum spuneam, nu întâmplător am ales locația asta. Deci, anul agricol 2019-2020, pentru ferma de Alexandru Sioat în comuna Urmă, județul Călăraș, a fost cel mai neprienic de când fac agricultură, din 2007. Peste iarnă nu am avut apă, au fost vreo 25-30 de litri toată, toată iarna anului 2019. Din aprilie și până în iunie alți 20 de litri, în condițiile în care deja la începutul lunii, lunii mai grâu, orzul, rapița erau calamitate 100%. Am, am, avut o mică speranță către cultura de, de porumb. Cultura de porumb, în proporție de 100%, a fost calamitată. Deci, suprafața care eu lucrez de 700 de hectare, anul 2019-2020, nu am reușit să, să recoltez un bob de grâu, orz, rapiță și, și porumb. Ați primit ajutoare pentru, pentru secet? Ați fost despăgubiți? Da, am fost despăgubiți pentru cultura de, de grâu și de orz. Nu știu la culturile de primăvară cum stau lucrurile în privința dumneavoastră. Din câte am înțeles de la guvernarea actuală, S-a prins în rectificarea actuală banii care vor să înceapă să vină din la ianuarie, pentru culturile de, de primăvară. Bun, atunci constrânși de situație, dumneavoastră împreună cu alți colegi fermieri ați uh, încercat așa să urgentați lucrurile încât să puteți avea apă aici în stația asta de pompare. Haideți să le explicăm oamenilor cum a decurs toată etapa asta pentru că e foarte important, poate se inspiră și alți fermieri. Deci în, în disperarea noastră în care eram din luna aprilie și nu știam ce facem, în luăm. Am ajuns la concluzia, hai să încercăm să facem tot posibil, să pornim stația de apă 16-12 făurechi. În primă fază mi s-a părut aproape imposibil, dar după luni de zile de muncă asidu de dimineață de la ora 7 până la ora 19, 20, 21, în care mecanizatorii noștri nu i-au mai ținut păcăm, că nu aveau ce să facă păcăm din cauza calamității și pur și simplu nu erau lucrări de, de făcut, ne-am mutat cu toți, ne-am ne am unit forțele, am curățat canalele, am făcut ce exact ce a fost pentru noi și încet, încet, încet cu, cu foarte multe impedimente am reușit să pornim stația de, de, de pompare. A apei, care deservește 55.000 de, de hectare, canalul principal duce undeva până în, Ial în, în județul Ialomița, mai precis în comuna Ciochina. Și automat, sec, inclusiv canalele secundare care, care merg la noi unde suntem prima treaptă de, de pompare, le-am curățat, s-au făcut stăvilare, noi, la, 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 rândul nostru, ne-am cumpărat instalații moderne de, de, de irigat, gen pivoți, tamburi, pentru a nu ne prinde anul agricol 2020-2021, tot la fel ne, ne pregătiți cum am, fost, cum am fost și până acum. Înțeleg că ați făcut mai multe investiții, ați băgat banii în pivoți pentru irigat și în toată infrastructura asta necesară încât să puteți face irigații. Ne puteți spune ce sumă ați alocat pentru așa ceva și dacă vă gândiți și în viitor să veniți cu alte și alte investiții pentru a iriga? Dar în principiu după anul acesta agricol deviza mea este așa, dacă uzi rămâi în piață, dacă nu uzi trebuie să închizi forțele. Am luat hotărârea de a vinde din utilaje pentru a putea cumpăra infrastructură de irigat, adică să mai cumpăr în continuare pivoți pentru o altă solă de 180 de hectare, unde am nevoie de doi pivoți, coloană, țeavă, ca să pot să rămân în piață să fiu productiv. Practic ce vreți să vindeți? Deci pur și simplu vreau să vând o combină achiziționată în 2019, că pur și simplu nu-i mai văd rostul să am în curtea ta timp dacă eu nu am cu ce să irig Spuneți-mi ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla pentru fermierii care fie nu au norocul ăsta să aibă apă pe canale, fie vor avea parte tot așa de un an greu, un an dificil. Știu că e o întrebare cu un răspuns previzibil, dar haideți să încercăm așa să conturăm o imagine. Sincer, sfatul meu pentru toți colegii fermieri să nu se culce pe ureche, că Dumnezeu are grijă și dă ploaie. Deci nu, nu mai suntem în stadiu încă să, să așteptăm după natură la mila Domnului. Deci toți trebuie să lupte, să facă pe unde au stații de, de, de pompare, să lupte să, pentru a, a, putea să le repornească. În condițiile în care deja anul agricol 2020-2021 nu, nu ne arată mari speranțe pentru, pentru anul viitor, în condițiile în care, în continuare, nu plouă. Domnule Alexandru, vreau să-mi spuneți, vis-a-vis -vis de stația asta pe care o avem în spatele nostru, care a fost efortul financiar al statului? Pentru că înțeleg că și dumneavoastră ați contribuit la repunerea ei în funcțiune, ați adus mecanizatori aici, ați adus utilaje, mă rog, ați avut o serie întreagă de costuri, de cheltuieli pe care le-ați făcut, dar nu regretați aspectul ăsta. Spuneți-mi ce a fost de reparat la ea, de refăcut, pentru că e o stație veche, e din 1975. Toată investiția care a decurs, care a fost din partea statului de către ANIF, a fost de 240.000, de adică 2 miliarde 400 de ron, dintre care 1 miliard 400 a fost avizul Ianel, restul de diferite piese. Ce aș mai vrea să vă întreb, dacă tot vorbim așa de ce se întâmplă în momentul de față, au început ferme care să fie căutate, ferme care să vândă pe aici, în zona dumneavoastră, în împrejurimea, în, dintre cunoscuții dumneavoastră, renunță la ferme? În principiu, în zona noastră nu a renunțat nimeni la ferme. Dar dacă să, să continuă așa, în stilul ăsta, ca să fim marginalizați de către bănci, cu siguranță colegii or să or să hotărască să, să vândă. Nu or să, po să poată să, să mai facă față. Aveți spații de depozitare da. pentru cereale? Da. Am undeva în jur la 500 de tone spațiu de depozitare. 500 de tone de spațiu de depozitare. Pentru că înțeleg că sunt anumiți fermieri care, mă rog, au avut și ce să depoziteze, în cazul dumneavoastră nu se pune problema, iar acum pot obține niște prețuri ceva mai mari, ceva mai bune. Am înțeles că piața asta a variat, a fluctuat destul de mult și au crescut prețurile pentru piața de cereale. Exact, în momentul când se, când se recolta era undeva la 0,55 de bani kilogramul de, de porumb, acum, de cât am înțeles, a ajuns la, la 0,9%. Asta la porum, dar mă rog, și la grâu sunt... Grâu am înțeles că a ajuns la, la pragul de un leu. Domnul Alexandru, spuneți-mi din punctul dumneavoastră de vedere, din perspectiva fermierului tânăr, ce ar trebui făcut încât agricultura românească să funcționeze? Ce măsuri vedeți dumneavoastră a fi luate pe termen mediu și scurt încât dumneavoastră să vă puteți Duce activitatea asta și în anii următori, să puteți să continuați practic ce ați început, pentru că aveți investiții, aveți credite, aveți datorii. Deci, în primul rând, birocrația de care ne lovim, ori, ori unde ne ducem, noi o să ajungem să nu putem să mai facem agricultură din cauza birocrației. În loc să stăm, să stăm în câmp, să stăm, să stăm la, în urma tractorului, deci noi, noi trebuie să stăm numai la la centrele județene cu hârtii, 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 pentru autorizații, fel de fel de autorizații. Ăsta ar fi un prim aspect, dar ce alte aspecte vedeți a fi rezolvate? Deci, în primul rând, guvernarea care, care va veni să-și să, -și, să -și îndrepte ochii către noi, agricultorii tineri, inclusiv și pentru cei mai, cei mai în vârstă, în a ne sprijini cu toate subvențiile posibile, pentru a putea trece peste anii ăștia proști. Fonduri europene ați accesat? Da, am încercat de, de două ori cu două proiecte. Unul de 350.000 de euro a fost eligibil, dar fără finanțare, ca de obicei. Undeva la 2 ani în 2017 am încercat, iar tot pentru utilaje, un, un alt proiect, de 700.000 de euro, același lucru m-am lovit, eligibil, dar fără finanțare. Practic, sau altfel spus, dătea cineva un model de proiect eligibil, dar fără finanțare, îmi explica, e ca și cum zice cineva, v-ar invita la masă, vă pune tacâmuri, dar nu vă pune și ceva în farfurie. Cam așa. Exact. Deci am alergat undeva în medie în jur de trei de luni de zile. Am avut nevoie pentru toate autorizațiile care, care mi-au mi -au trebuit să le scot pentru depunerea proiectului. Deci eu n-am putut să mai fac agricultură, trebuie a trebuit să fac birocratie pentru a depune proiectul. Drept Dremul, mulțumire, proiectul a fost fără finanțare. Mecanizatori, aveți oameni cu care să lucrați? mulțumesc lui Dumnezeu datorită utilajului performante care am. La 700 de, de hectare am trei mecanizatori cu care fac față cu brio. Practic, tehnica pe care o aveți e, suplinește numărul de Exact, exact ceea ce și cu mecanizatorii o să fie o problemă. Când acei mecanizatori care sunt, au vârst, o vârstă medie 48-50 de ani, când ori să iasă la pensie, pur și simplu nu să mai vin cu cine să mai lucrăm, ne, ne, în timp când nu vine nimic din urmă. Mulțumesc mult de tot, am ajuns la finalul întâlnirii noastre, vă doresc mult succes, să dea Dumnezeu să aibă parte cât mai mulți fermieri de... Un așa peisaj, mă refer aici, evident, la stația asta de pompare pe care o avem lângă noi, să putem iriga, pentru că, așa cum spunea și domnul George Alexandru, fără irigații e practic imposibil să mai continuați activitatea. Domnul Groponeanu, haideți să le spunem telespectatorilor ce investiție faceți în momentul de față aici în ferma zootehnică. După cum vedeți și dumneavoastră, avem un grajd de, făcut de la zero, cu aproximativ 130-140 de capete și încercăm să facem un graj cât mai modern pentru ca vacile să aibă un confort cât mai bun pentru producția de lapte. Și aici mă refer la o investiție în saltele, care o să vină aproximativ peste 10 zile. Și vrem să facem în continuare până la capăt, încă pentru vreo 200 și ceva de capete, pentru a confortul să fie cât mai bun pentru vaci. Trebuie să le spunem telespectatorilor faptul că aceste grajduri sunt vechi, undeva în anii 60-70 ridicate, construite. Iar odată cu trecerea timpului, ele s-au degradat. Iar dumneavoastră, acum, practic, le refaceți. În afară de faptul că le refaceți, le recondiționați, le adaptați cerințelor vremii. Da, într-adevăr, unde vin aceste grajduri noi, au fost grajduri, după cum vedeți și dumneavoastră, grajduri vechi din anii 80, 70, poate că exagere, 70, dar anii 80. Și acum încercăm să. pe acea structură, adică pe lângă ele, să facem niște grajuri mult mai moderne, v-am spus, pentru ca vacile să nu mai aibă. mă refer aici la boli, la. aveam foarte multe vaci care mureau din cauza asta. Și, după cum vedeți și dumneavoastră, asta încercăm să facem cât mai bine. Puneți mi ce efectiv de vaci aveți în momentul de față și unde vreți să ajungeți. La momentul de față avem un efectiv de 800 de capete. Cu modernizarea acestor vaci vrem să reducem tot ce este mai reformă, să spun așa, pentru a crea un tineret cât mai bun pentru a de lapte, undeva la 30-35 de lapte pe cap de vacă. Și producția de lapte vreți să ajungem undeva la 15-16 tone și undeva la, cu vacile undeva la până 600 de vaci cu lapte sau 556, depinde de, de ce ne vin și din urmă ca animale și mai mulți factori. Laptele unde îl dați în momentul ăsta și cu ce preț, dacă ne puteți spune, dacă vreți? Laptele îl dăm la o fermă din județul Buzău în Sărase, și îl încazăm undeva la 1,70 la ora actoră pe litru. E un preț bun, mulțumitor? În condițiile actuale, ce să spun? E bine, nu putem să... Vreau să mai discutăm pe un aspect. Anul ăsta a fost greu de tot aici, în zona Brăilei, în zona dumneavoastră. Implicit, sectorul ăsta zootehnic a avut de suferit. Pentru că mâncarea a fost mai puțină și mai scumpă. Ați reușit să le asigurați animalelor, vacilor dumneavoastră de aici din fermă, necesarul de furaj pentru a trece practic iarna și a ajunge cu ele în primăvară. În jurul fermei, societatea are undeva la 600 de hectare. Principala bază a noastră, cultivarea forumbului siluaz, este prioritară. Avem Până la anul viitor, în luna lui august, când recoltăm din nou porumbul siloz, mâncarea necesară pentru a asigura vacilor mâncarea pentru anul 2021. Domnul Grăponeanu, ce lucrări pregătiți aici? Aici avem o solă de 78 de hectare, în care am avut o cultură de grâu și acum îl pregătim pentru pentru primăvară, în care vom, vom pune flara soarele. Au fost calificat din luna lui august, da? după cum vedeți și dumneavoastră, și acum pregătim cu jocările pentru primăvară, pentru să punem flara soarele. După cum se vede, este un teren foarte bine, pentru mai mai aveți până vine și înghețul, să face terenul perfect pentru semănat ca de fiecare dată utilaje performante, tehnologie pe măsură. Terenul ăsta arată foarte bine, e pregătit foarte bine, așteaptă practic să veniți cu floarea soarelui pe el. Da, o cultură de primăvară, terenul trebuie să fie pregătit cu foarte mare atenție din toamnă, pentru a avea o răsărire uniformă și atunci și productivitatea o să fie pe măsură, dacă este pregătit foarte bine din, din toamnă. Se cunoaște faptul că aici, în insula Marea Brăilei, terenurile sunt bune, iar natura, de cele mai multe ori, e și darnică cu dumneavoastră. Excepția a făcut anul trecut când a fost secetă. Da, într-adevăr așa este, dar să știți că terenul este un teren de categoria a doua, nu este un teren de categoria 1. Seceta, după cum se stie la județul Brăila și în celelalte județe vecinate, au fost o foarte mare. Să sperăm că anul ăsta o să fie un an mai, mai, bun, dar după părerea mea și după prognoză, nu, așa să spun ce, ce ne uităm și noi pe internet, se pare că avem aceeași soartă. Acum să dea Dumnezeu să nu fie așa. Dar, în schimb, noi ne avem sistemul de irigație care este... Eu îl am undeva la, undeva la pregătire la 70%. Mai am suele în care nu pot să, să le irig la timp dacă fie o fi o secetă. așa, dar, în schimb, mă pregătesc. Asta poate mai fac gros doi, doi ca să pot să rezolv problemele măcar cu 80%. Asta ar fi targetul pe care vi-l propuneți. Pentru moment, ăsta cei drept, că sunt convins că dacă lucrurile funcționau bine anul trecut, vroiați să ajungeți poate chiar la 100%. Da, o să mergem în, să vă arăt unde am putut să irig la o capacitate de 100% o soală, de porumb, undeva la 25 de hectare, care am irigat-o la timp o să vedeți producția de porumb și o să vedeți și alte sore în care nu am putut să ajung la timp și să este altceva. Adică diferența se cunoaște din avion. Da? Uh, inclusiv unde am avut un pivot uh, după Rapiță, unde Rapița a fost compromisă uh, în totalitate de undeva la aici, uh, undeva la 90%, uh, cu toate că eu n-am dat-o la pentru că a, a, timpul ăla nu era. Și după aceea a venit înghețul și asta și, și după aceea am reușit să pun niște porumb mai târziu, în luna lui, la sfârșitul lui mai, da, începutul lui iunie, am pus niște porumb cultură dublă și o să mergem să facem pentru prima oară, o să facem o experiență, sunt și eu curios să vedem cât este la în împreună. Bun, haideți să mergem să vedem. Domnul Groponeanu, suntem în luna decembrie și dumneavoastră încă recoltați la porumb. Da. Aici avem o sol de 90 de hectare, în care avem un porumb mai tardiv de 5, la FAO 550, pe 0937, în care, după cum vedeți și dumneavoastră, eu o solă la între canale de 27 de hectare, de canale de secare unde a fost apa freatică mai sus și el acest, acest 20, aceste 27 de hectare le-am uh, irigat uh, mai uh, primele. Uh, după cum vedeți și dumneavoastră, e o solă de porumb uh, foarte bună și undeva la 14 tone, 15 tone la hectar. Practic unde ați uh, investit și în irigații și în tehnologie, rezultatele nu întârzie să apară. Într-adevăr așa este. Uh, uh, unde am irigat uh, la început uh, rezultatele sunt bune, unde cu, cu trecerea timpului și n-am ajuns cu, timpul, cu apa la timp la plantă, producția a ajuns la 5-6-7 tone. Da, cred că imaginile sunt grăitoare, atât după cum suntem noi îmbrăcați, costumați, că dacă făceam filmarea asta și nu eram în geci echipați corespunzători, lumea putea crede că e undeva în octombrie, în luna octombrie, dar da. cred că... Se vede de la capul locului. Mergem la cultura porumbului. La o altă solă, la, a doua, de... cultură, la a doua cultură, nu? a doua cultură. Cultura dublă. De cultura dublă după rapiță. Într-adevăr rapița am întors-o undeva în luna lui mai. La sfârșitul lui mai după îngheț și cu, cu o întârziere de față de cultura principală, cu o lună de zile. Uh, mergem acolo, intrăm în, în solă și vedem și noi cum se prezintă soala, că nici eu nu știu, am făcut așa evaluare, dar combina, spune ultimul cuvânt. Da, bun, să dăm voie mecanizatorului să meargă la lucru, să-și facă treaba pe mai departe și noi să vedem cum arată cultura porumbului dublă la dumneavoastră în fermă. Numele meu este Anton Cornel, ne aflăm aici pe o tarla a firmei SECE Gropenianu Com SRL, o tarla de porumb în cultură dublă, semănat după rapiță. E vorba de un hibrid P9241. Funcționează semănat după rapiță, cultură dublă la porumb aici în insula Marea Brăilei? Ca și performanțe sunteți mulțumit, ca și calități? Acolo unde există irigații, este bine și se poate folosi ca porumbul ca a doua cultură, după orz și după rapiță, dar doar în situații de irigații, pentru că eu a fost un an foarte secetos și secetos de anul trecut din vară. Deci fără irigații nu aș recomanda nimănui să facă niște cheltuieli în plus. Aici merge bine, producția e undeva pe la 8 toni, poate spre 9. Pentru o cultură dublă cred că este super.